Bună seara, dragii mei, sunt Arotela. Continui etalarea pe care am făcut-o despre binecuvântările pe care le primiți de la Sfântul Proroc Ilie, dacă vă rugați și dacă aveți credință. Este numărul 4. Am întrerupt ca să nu se întrerupem în timpul etalării. Numărul 4, cei care ați ales acest jaspe roșu și acest faeton. Faetonul acesta are ca titlu original Crystal Soulmates. Suflete pereche de cristal. Doi oameni care separat au ceva special de făcut în viață, cam știu în principiu ce fac, manifestă lucruri frumoase, strălucitoare, dar împreună, sunt trei stele, a treia stea este ceea ce puteți să faceți împreună. Este ceva deosebit. Trebuie să treceți într-o altă realitate împreună. Spuneam că în această etalare am trei cărți. Una pentru trăsnet, una pentru ploaie și una pentru călătorie. Faetonul reprezintă călătoria, da? Victoria. În ce direcție veți avea victorie? Veți avea victorie dacă vă orientați spre misiunea voastră. Așadar, trăsnetul, ploaia și drumul, călătoria. Însă, înainte de toate, a mai apărut un mesaj. La fiecare set de cărți a apărut un mesaj în plus. La voi, interesant. A apărut viziunea. O să vă pun în notițe, sub video, poezia care este scrisă aici. Poate unii dintre voi ia. Pentru cei care știți engleză, este o poezie scrisă de Hafez. Poate și traduceți. Da? Aveți viziunea. Înainte de toate, cred că vi se activează al treilea ochi. Începe să aveți viziune în ceea ce vă pasionează, în ceea ce vă dinamizează, vă energizează, vă pune pe foc în sensul frumos al cuvântului, un foc creator, transformator. Aveți viziune. Eventual, aici sunt două personaje. Mergeți spre persoana care vă așteaptă și știți cine este, sau așteptați, iar variază, o anumită persoană care primește acum, în această perioadă, acest foc creator, impulsul să vină spre voi. E o poveste foarte interesantă între Shams din Tabriz și Rumi. Apropo de două suflete pereche care împreună creează ceva miraculos, grandios, creația lui Rumi până în Shams din Tabriz a fost specială. Dar după ce l-a întâlnit, după ce s-a creat acea prietenie, conexiune profundă, dragoste necondiționată, ceea ce a creat Rumi a rămas posterității. Și iar fac o oarecare trimitere la numărul 2, unde am vorbit despre faimă versus popularitate. În fine, pentru unii, nu pentru toți. Cine trebuie să acționeze, dacă voi ați ales roșu și simțiți că sunteți voi roșu, are de înfruntat niște furtuni. Dar nimic nu le va sta în cale, pentru că au o forță foarte mare, care îi ghidează, pasiunea îi ghidează. Pasiunea, roșu acesta, da? Pasiunea acesta îi ghidează. Și celălalt își folosește intuiția, vede, știe, simte și așteaptă. Vedeți unde sunteți. Oricum ar fi, al treilea ochi începe să se deschidă, să vedeți, să înțelegeți ce aveți de făcut. La capătul setului de cărți, 7 de spade, minciuni. La distanță, 3 de bute. Cineva ascunde 7 de spade. Dacă știți că știți, sau poate nu știți cu 7 de spade, că cineva ascunde ceva la distanță,
Aveți un cuceritor de inimi care... Nu cred că sunteți voi, să sperăm că nu sunteți voi, dar aici este un cuceritor de inimi care are un anume tip de stabilitate financiară, de succes, de abundență, într-o relație cu diavolul Lilith și cu justiția, ori într-un contract la locul de muncă, apropo, care aduce faimă și voce. Poate cineva practică, eu știu, cântă ceva în public sau nu neapărat. Ori o căsătorie, ori un contract, ori o familie toxică, cu legături karmice, în care se manifestă nedreptate de ceva timp, suficient cât să se accentueze acest sentiment de trădare, de durere. Și totuși apare acest cavaler de cuceritorul care vrea să manifeste o întâlnire, stabilitate. Însă, dacă știți că aveți această situație în viața voastră, aș spune că șapte de spade e un autosabotaj. Adică avem așteptare, avem așteptare. Aveți grijă pe cine așteptați. În fine, niște mesaje. Hai să vedem în continuare. Aveți viziune. Încercați să vedeți ce. Vedeți? Aici. Sunt informații care vin. Nu orice vedeți înseamnă viziune. Trebuie să fiți în conexiune. Și aveți o prietenie foarte frumoasă, măreață, care stă să se manifeste dacă nu vă mai păcăliți. Autosabotajul este... Îl practicăm toți până la un moment dat. Ia să vedem. O dată, de două ori, de trei ori. Cinci de cupe. Lacrimi, dor, după o pasiune nouă. E o pasiune nouă. Însă, pentru ca această pasiune să se manifeste, trebuie rupte cu regina de spade acele legături karmice. Ori divorț, ori separare, ori ruperea stringurilor. Asta face regina de spade. Sau trebuie comunicat adevărul. În fine, sunt niște lacrimi. E un dor. Un dor după această... După ceva nou, ceva ce n-ați mai trăit eventual. Dar simțiți că sufletul vostru are nevoie. E vorba și de suflet și de corp. Nu e doar o pasiune trupească. Este mai mult decât atât. Vreau să spun că binecuvântările vin către cei care se roagă și își păstrează credința, așa cum a făcut și Sfântul Proroc Ilie. Așadar, trăsnetul, înțelegerea, ploaia, curățarea și drumul. Direcția în care mergeți. Trăsnetul. Interesant. Și la numărul 3 a fost la fel. Regele de cupe. Ploaia, îndrăgostiții. Wow! Spre ce merge? Spre împărăteasă. Poate să fie abundență pentru unii, dar n-aș limita împărăteasă doar la abundență. Este femeia visurilor voastre, dacă sunteți bărbați și descoperiți că iubiți profund pe cineva. Și doamnelor, mergeți către manifestarea celei mai înalte, dar are legătură și acolo apărut numărul 3 la un moment dat, împărăteasă la numărul 3. Deci asculta și numărul 3, poate are legătură. Adică are, simt că are. În mai, ceva legat de mai, deci lucrarea aceasta ține de mai, de perioada când apar macii. Poate în mai ați descoperit dragostea, povestea voastră de dragoste, e o poveste de dragoste aici, care bine, vine ca binecuvântare dacă vă rugați și dacă vă păstrați credința. E ceva legat de luna mai. Oricum. În fine, trăsnetul, înțelegerea,
în legătură cu sufletul vostru, cu dragostea profundă pe care o puteți trăi în viața voastră, acum nu contează ce vârstă aveți, o dragoste profundă, nu știu, deci imaginea pe care am ales-o este de o nostalgie teribilă. Eu mă uit la acest personaj, parcă îi văd lacrimile în ochi. Nu are lacrimi, dar e într-o stare de, așa simt, de dor, de meditație, de râvnește după o iubire adevărată. Poate simteți voi, nu contează bărbați, femei, pentru că regele reprezintă și o vârstă matură, da? Împărăteasa ar fi un pic și mai mult, da? Împăratul și împărăteasa, decât regii, apropo de vârstă. Dar e o maturitate emoțională. Înțelegeți aici trăsnetul că aveți nevoie de o dragoste profundă, matură, apropo. Eventual, înțelegeți pe cine iubiți cu adevărat. Sau dacă ați iubit, dacă n-ați iubit, că aici aveți de vindecat, iubire sau neiubire, masculin, feminin, dau, primesc aspecte care țin de reciprocitate, de echilibru, echilibru al energiilor, de alegeri importante în dragoste. Poate trebuie să vă separați de cineva, că am văzut totuși o regină de spade care înseamnă o separare sau un divorț, de niște chestii toxice, am văzut Lilith, justiția, da? Contracte, căsătorii. Aici este foarte posibil, apropo de curățare, ca să puteți să alegeți corect, să vă eliberați de niște energii toxice. Am văzut diavolul mai devreme și cred că are legătură cu această alegere importantă în dragoste. Odată ce, cu cât vă curățați energetic, cu atât veți simți de fapt pe cine iubiți, cine vă iubește, că aveți nevoie de dragoste, nu doar de, eu știu, legături, contracte, și când vorbesc despre contracte, mă refer și la căsătorie, care vă aduc un anume tip de stabilitate financiară, de, eu știu, sau stabilitate, de orice natură ar fi, dar care creează codependență și nu-i bine. Vai, ce melodie! Eu nu prea știu versurile, dar poate dacă ploaia s-ar opri. O să pun iar sub video, că tot aveți un video special, și versurile respective de aici, legate, și acelea sunt superbe. Sper să vi le traduceți ca lumea pe Google, că o să vi le pun în engleză. Și aceasta este o melodie rock românească. Poate dacă ploaia s-ar opri. S-ar opri. Nu mai știu mai departe. Dar îmi vine melodia în gând. Apropo de ploaie. Cum îi spune formației? Că am și fost la concertul lor. E un dor după cineva. Dorul acesta trebuie curățat, iertat, vindecat. E un dor. E o poveste de dragoste aici. Dar aici este trăsnetul. Poate vă îndrăgostiți brusc. Interesant cum vine alt mesaj la numărul 4. Poate vă îndrăgostiți brusc. Sau poate vă dați seama că v-ați îndrăgostit și voi de fapt nici nu știați că erați îndrăgostit. Știți cum? Negați. În ce sens? Da? A, nu, că nu, nu e. E doar o atracție. E doar așa. Doar ne atrage, ne place. Nu, nu e dragoste. Și hodrong-trong vă dați seama. Când m-am îndrăgostit? Că nu era programat. Băi, nu se programează dragostea. Dragostea vine ca un trăsnet. Mai ales dacă vine ca o binecuvântare, după așteptare, după probleme, după
experimentarea unor relații negative. Interesant, chakra a cincea trebuie activată a unora dintre voi. Trebuie ceva comunicat. Împărtășite, exprimat eventual. Pentru că împărăteasa reprezintă și numărul 3, care ține de creativitate, de colaborare, de creație, de comunicare. Și spre această energie mergeți. Femeia divină, femeia visurilor voastre sau, dacă sunteți doamne, voi deveniți în timp împărătese. Și când vorbesc de împărăteasă, nu mă refer la o persoană bogată, nu, care are lux în jur. Nu, nu la asta mă refer. Este o persoană dezvoltată, spiritual, profesional, emoțional, care oferă din ce are, din prea plinul său, pentru unele doamne, poate vă schimbați coafura și adoptați ori părul negru, ori părul albastru sau cu nuanțe albastru. Nu știu, vine un mesaj. Dar acestea sunt lucruri minore. Eu pe lumea e un capitol în care ați așteptat. Aici a fost sabotajul. Așteptarea, iar. Așteptarea. Să se creeze ceva între... Iau de regele de cupe și regina de cupe. Eu încep. Urmează să se creeze... Ups! S-ar putea... Hai, nu știu. Pentru unii dintre voi. Bărbați, femei, nu știu. Unii veți avea un copil cu... Perechea voastră divină, regina de cupe și regele de cupe și împărăteasa reprezintă mama. Și apare concepția. Mesaj de la Sfântul Ilie, prorochirie, pe care ați așteptat-o mult timp. Și șapte de spade. Interesant, cineva s-a mințit, interesant, cu patru de spade, că nu poate. Sau vindecându-vă de ceva, puteți să aveți parte de acest copil pentru unii. Acum, pentru alții poate să fie doar întâlnirea cu sufletul vostru, pereche după o perioadă de tăcere, eremitul. Necesară ca să știți exact, apropo de doi de mâine, de ce aleg, relația karmică sau relația aceasta divină. Dar în această tăcere și în această, da, patru de spade, iar tăcere. Aș spune că v-ați invocat unul pe celălalt, v-ați chemat. Dacă a fost distanță, că am văzut trei de bâte, iar apare. V-ați chemat unul pe celălalt. De peste lumi, de peste, cum zice, țări și mări, din capătul celălalt al lumii sau... Eu știu de unde. Însă. Aveți de vindecat o poveste de dragoste ca să vă atrageți o altă poveste de dragoste. Sunteți între două povești. Însă, următoarea împărăteasa este femeia divină. Aici aveți viziune. Și ea. Vedeți exact cine vă iubește, cine vă dorește, de cine e dor sufletului vostru, pentru că aici, în aceste versuri, aveți răspunsul. E o prietenie absolut superbă între două... Nu știu dacă văd eu să vă citesc. Nu, să vă pun versurile. Interesant. Destinul vostru a fost blocat.
până acum. Dar se văd, a fost blocat ori de o mamă, ori de o energie, de o frica de emoții, poate, pentru unii. Sau poate e distanță mare între voi. Distanța asta mare v-a blocat. Sau poate sunt mai multe. De-aia v-am trimis și la numărul 3. Pentru că numărul 3 avea acolo implicat o femeie, Luna. Confuziile, fricile de emoții și așa mai departe. Să clarificăm, da? Nu, hai să le mai amestec. Deși le-am amestecat, mai amestec în fața voastră. O dată. De două ori, Luna, oarecare confuzie, dar nu știți ce să alegeți, dar ia uite, regele de cupe și regina de spade. Acest rege de cupe, energie masculină foarte sensibilă, foarte profundă. Cu regina de spade ar spune că trebuie să taie o legătură karmică. Pentru mine patru de monede reprezintă legătură karmică, care i-a adus multe conflicte. S-a muncit prea mult în această legătură, dar prea puțin a avut beneficii și prea multe conflicte. Regina de spade poate să reprezinte și persoană divorțată sau uneori văduvă, sau notar, avocat și așa mai departe, pentru a manifesta un nou început care aduce bucurie și stabilitate. Și o relație care aduce stabilitate. Uite, împăratul cu 9 de monede și regele de spade. Da, trebuie lăsat o relație în urmă pentru alta. Asta veți înțelege în momentul în care vă conectați la sufletul vostru. De fapt, tu pe cine iubești? Numărul 4. Și dacă spui că n-ai iubit niciodată, nu te cred. Însă, sunt iubiri și iubiri în funcție de vârstă, în funcție de evoluție. În funcție și de rugăciunile noastre, că am văzut și steaua. Prin ce trecem toți, da, variază. La un moment dat, toți în momentele de criză ne rugăm, într-o formă sau alta, să avem parte de altceva mai special. Și acum se apropie acel altceva special pentru care v-ați rugat. Ia apare. Nu are multe blocaje. Dar veți trece peste ele. Ce vrea să apară? Regele de cupe și 3 de monede de colaborare. Colaborare. Aici, 5 de spade. Extraordinar. Îndrăgostiți pe îndrăgostiți. Și 2 de bâte. 2 de bâte sunt planurile de călătorie. Că am zis pe ce mergeți. Vă veți face planuri de călătorie. Veți alege. Iar alegerea. Aveți alegeri foarte importante. Iar veți înțelege. Cine v-a jucat mental. Cine și-a băgat nasul în viața voastră, în relațiile voastre. Cine v-a manipulat mental, emoțional. Și cine vă iubește. Cine vă stabilizează emoțional. Veți înțelege. Chiar veți vindeca. Vă vindecați.
Mai dăm o carte pentru îndrăgostiți. Încă una. E o dezamăgire. S-au băgat niște peri... 5 de spade, 5 de bâte, 3 de spade. S-au băgat diferite persoane între voi și persoana dragă. Poate și în trecut ați experimentat asemenea intervenții amicale, prietenești, da? Stai să spun adevărul că de fapt nu e așa. Nu. Ceva s-a întâmplat sau poate s-a comunicat ceva și s-a înțeles altceva și uite așa s-a creat conflictul. Veți vindeca această problemă și veți alege dragostea. Eu zic că veți alege dragostea. Asta veți de vindecat, inimioara. Pentru că ea și la această poziție și la aceasta tot aici, la aceeași concluzie, au legătura una cu cealaltă. Înțelege și vă vindecați, logic, nu? Trezirea, trăsnetul, eliberarea cu trăsnetul de oamenii care v-au manipulat sau poate voi v-ați manipulat singur, variază de la om la om. Nu știu în ce stadiu sunteți. Clarificăm și doi de bâte. Asul de spade. O nouă relație. În dragoste adevărată. Ia dăm și cinci de spade, dacă tot am videoclip separat. Regina de bâte. Pentru unii aveți un personaj, aș spune că variază. Ori aveți de, ori s-a jucat mental și emoțional cu cineva cu voi zodia de aer, gemeni, balanță, vărsător, pești, scorpion, rac. De fapt, scorpion, rac, pești, berbec, săgetător, leu. Variază, dar nu vreau să merg pe zodii, nu o să ai. Veți vedea, variază în funcție de la om la om. Pentru unii v-a manipulat mental o persoană narcisistă. Asta e varianta negativă a reginei de bâte, da? Pentru alții, vă veți regăsi încrederea după ce vă veți înțelege cine v-a manipulat iar mental și emoțional. Însă, înțelegând aceste lucruri, veți înțelege și pe cine iubiți. Revin la primul mesaj. Pentru că totul ține de dragoste. Regina de bâte. Marea preoteasă. Mai dăm o carte. Este o femeie secretă aici. Este o amantă. Nu-mi place să interpretez Marea Preoteasă ca fiind amantă, dar Marea Preoteasă reprezintă uneori un văl, un mister, secrete. Cineva a ascuns o pasiune pentru o altă femeie, eventual. Îi blocați. Sau e o femeie care ascunde ceva, în general. Vedem pe Marea Preoteasă. Tendințe manipulatoare, tendințe narcisiste, da. Ascunde... Dorința de a avea bani? Ciudat. Dar aici este. Ascultați ghidajele pe care le primiți. Ascultați-vă intuiția, ascultați-vă îngerii, pentru că veți manifesta ceva nou. Ceva nou, stabil, valoros, în adevăr, în dragoste. Acea relație sau acel proiect sau acel început este ce aveți nevoie.
Deci veți merge, veți alege și corect cu asul de spade, veți alege corect ca și final. Veți alege dragostea, evoluția, femeia divină. Care vă va atrage? Această alegere vă va atrage abundența. Pentru că în funcție de fiecare moment facem câte o alegere. În fiecare moment. Aleg să vorbesc mai mult sau mai puțin? Ia să trec acum la sfaturi. Da. Și aici a venit fără să tai. Renunțați la control. Pentru unii dintre voi. Arată ceea ce trebuie să fie văzut. Apropo, aici e o chestiune. Arată ceea ce trebuie să fie văzut. Dacă aveți a face cu narcisiști, nu mai arătați, nu mai spuneți, nu? Renașteți, pur și simplu îi blocați și renașteți într-o nouă direcție. Sau poate povestea aceasta are legătură cu persoana pe care o iubiți. Poate persoana pe care o iubiți este manipulată într-o formă sau alta și trebuie să-i ajutați să blocheze persoanele respective și să renască. Vedeți, variază. Sunt 40 de zile aproximativ în care veți avea parte de aceste, repet, binecuvântări, înțelegeri. Dacă vă rugați, dacă vă păstrați credința, vorbiți mai puțin și simțiți mai mult. Fiți atenți la detalii. Acum cu Marten, e Marten Fecioară și ne ajută. Fiți atenți la detalii și verificați realitatea. Apropo, dacă sunt secrete, dacă sunt jocuri mentale cu 5 de bâte și 5 de spade, verificați realitatea. Comunicați, spre asta merge, spre comunicare în adevăr cu cine trebuie. Și comunicarea va aduce dragoste și, repet, spor și tot ce mai frumos. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ceau, ceau!